Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mașini electrice iau încet, încet viteză în România. Mai bine zis, vânzările de mașini electrice. În România s-au înregistrat de două ori mai multe vânzări de mașini electrice și hibride în primul trimestru din 2021 decât în aceeași perioadă anului trecut. Deci e bine din punctul ăsta de vedere. O să vină și Dacia asta mică, aia mică, ca ZT. Chinezească. Da, aia e făcută în China, aia chinezească. Aia Spring. Spring. Da. Așa, da. Modelul ăla chinezesc are preț foarte bun. O să crească vânzările și mai mult. E interes mare pentru ea. Acum, cu prețul, eu mă gândeam, eu cred că ar putea să-ți facă un preț chiar și mai bun dacă ți-ar da o să o asamblezi acasă. Că, în principiu, dacă, cât de greu poate să fie? A, să o vândă prin Ikea, practic. Da, nu știu, Ikea vine la pachete plate. Așa. Ocupă și mai puțin spațiu. Corect. La, și o duci acasă, o pui în sufragerie, deschizi frumos în sufragerie pachetul. O găsești la Easybox. Da, lucrează la Easybox. Băi, dacă poți să asamblezi o mașinuță electrică pentru copii, poți să asamblezi și o mașinuță electrică pentru adulți. Corect. Este același principiu. Partener. Și un imbus. Și da. Un imbus, clar. Un partener și niște imbus. Bun. Acum, serios vorbind, Dacia asta Spring, râdem noi de ea, dar cred că o să fie un mare succes de piață, o să o tot vedem peste tot. Primele 5 piețe din punctul de vedere al vânzărilor de mașini electrice și hibrid în Europa sunt Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie. În aceste țări s-a înregistrat cea mai rapidă creștere în primul trimestru din 2021 față de aceeași perioadă din 2020. Deci, viitorul e destul de clar. Că vrem, că nu vrem, cam într-acolo ne îndreptăm. Mașini electrice în contextul în care... Dacia. Mașini electrice și Dacia. Că astea sunt. Da. Comisia Europeană propune că începând cu anul 2035 să nu mai fie vândute mașini noi pe benzină sau diesel în spațiul Uniunii Europene, ci doar mașini electrice. Păi și domnul Țiriac ce face? Că toate alea sunt pe diesel sau benzină. El e multe. Colecționar. E și multe. Da. Deci când? 2035. Am 14, nu mai ține a mea, are 11. Da, stai, dar n-ar vrea să mai schimba. Atunci o să ieftinească alea electrice, că dacă nu o să mai fie de-astea deloc, știi? Olanda și Danemarca vor să atingă acest obiectiv chiar mai devreme, în 2030. Nu mai e chiar așa mult până atunci. Așa e. Obiectivul e, adică Comisia Europeană vrea să reducă, să fie reduse semnificativ emisiile de carbon pe continent. Transportul produce un sfert din totalul gazelor de seră emise în Uniune, iar transportul rutier are cea mai mare contribuție la aceste emisii. Problema cu vehiculele electrice ține, de fapt, nu atât de producția lor, care e încă scumpă, ci de baterie, infrastructura de încărcare. De fapt, asta este problema, pentru că e mult mai complicat decât la stațiile de benzină. Ca să faci o stație de benzină, simplist vorbind, sapi o groapă, pui un rezervor și pui niște pompe. Și din când în când umpli rezervorul mare acolo cu combustibil. Și vine mașina și se adapă. Și durează câteva minute să facă plinul, să plece mai departe. La stația de încărcare electrică trebuie să ai tensiune, intensitate mai mare, asta presupune o anumită infrastructură și trebuie să tragi sârme. Cred că și asta s-ar rezolva la un moment dat sub o formă sau alta, dar problema e că timpul de încărcare după aia e iarăși foarte mare, adică se fac niște cozi dacă stai 20 de minute, jumătate de oră sau mai mult. Deci vă dați seama, la noi când o să înceapă să schimbe pecourile actuale cu de-astea electrice, o să sară siguranțele pe blocuri. Că la noi a fost problemă când și-a pus lumea aer condiționat. Îți dai seama când o să facă stații de încărcare cu putere mare. Trebuie făcute rețele diferite. Nu o să aibă legătură. Cine le face, măi, eu tot am imaginea. Prinde 2050. Tot am imaginea aia cu prelungitoarele aruncate pe geam. Aici da, să-și încarce o mașină. Deci, foarte pe scurt, există un plan european ca până în 2025, adică în 4 ani, în Uniune să existe 1 milion de puncte de încărcare, 3 milioane până în 2030 și 16,3 milioane până în 2050, dar obiectivul ăsta este deocamdată foarte ambițios. Ca să poată fi atins pragul de 1 milion de stații de încărcare în următorii 4 ani, ar trebui să fie instalate încă vreo 600.000 de stații, adică 150.000 pe an, adică vreo 3.000 pe săptămână. Deci dacă vedeți puncte de încărcare cu sutele așa prin România, înseamnă că și noi ne îndreptăm către mașini electrice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.